Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la clipul lunar de update-uri, unde știți foarte bine că vom discuta puțin despre starea canalului, dar mai important de atât, vom vorbi despre ce jocuri ne vom juca în luna august din anul 2024. Înainte să trecem la treabă, ce vă rog eu, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Evident, începem cu starea canalului, care ce drept se menține destul de bine în ciuda secetei gigantice de jocuri, care în 2024 au fost cam măricică, dacă e să mă întreb pe mine, dar noroc că am început să refacem o grămadă din seriile vechi. Chiar în momentul de față avem o serie pe care o refacem, și anume Days Gone, dar avem și o serie pe jumate nouă, dacă e să o luăm așa, pentru că jucăm DMC 1, apoi o să trecem la DMC 3, DMC 4, pe care l-am făcut deja pe canal, și apoi DMC 5, pe care evident l-am făcut și pe acela pe canal. Deci cumva o să fie un semi 50-50 aici cu DMC-urile. Nu o să facem DMC 2 și DMC Devil May Cry, îmi cer scuze că am repetat DMC, dar ce poți să-i și faci. Dar rămâne de văzut cu privire la acel Devil May Cry reboot, dacă o să fie dorință pentru el sau dacă o să fie și timp ca să ne ocupăm de acela, pentru că în luna august o să avem destul de multicică treabă. Evident, nu am uitat de seriile pe care le-am pus pe pauză sau care par semi-abandonate, gen cea de Watch Dogs 2 pe care o refacem. Cum am mai spus și o să tot repet chestia asta, o să încerc să-mi caut timp într-o zi să fac stream atât pe Twitch cât și pe YouTube cu restul de poveste ce mai aveam din Watch Dogs 2 și desigur după aia să facem și acel Tomb Raider. Pe lângă asta, a rămas în picioare ideea pe care v-am spus-o luna trecută cu acele videouri de tip Game Ranks, numai că ele necesită timp. Nu le pot face de pe o zi pe alta și vreau să mă asigur că sunt cât de originale posibile. Adică o să văd ideea probabil într-unul din clipuri de la Game Ranks, dar o să încerc să le aplic cu părerile mele proprii și personale. Și cam asta ar fi treaba cu canalul. Hai să vedem noi ce ne jucăm în luna august din 2024, care ce drept se anunță au o lună salvatoare, dacă e să o întreb pe mine, pentru că avem destul de multe lansări mari și faine. Ce drept, lansările nu vin foarte repede, pentru că abia de la jumătatea lunii încep să apară jocurile ce ne interesează pe noi, dar până atunci avem câteva indie-uri destul de drăguțe și câteva joculețe ce sunt deja lansate, dar sunt relansate, de fapt, pe alte platforme, precum The Mortuary Resistance, ce se relansează pe console. El este momentan disponibil pe PC. Avem și câteva remasteruri ce sunt aduse în lumea modernă, să zicem așa, Star Wars Bounty Hunter și multe, multe alte joculețe anime pe care, din păcate, nu cred că le voi încerca. Operation Tango, din start vă spun, nu cred că o să-l încercăm, este un joc de Switch și, din ce am văzut eu, tot așa este un joculeț de-asta așa foarte casual, gândit pentru o audiență destul de tânără. Poate acest Star Wars Bounty Hunter o să încercăm, poate sunt nostalgici ai jocurilor Star Wars mai vechi și mă gândesc că ar fi ceva interesant pentru toată lumea. Thank Godness You're Here, nu știu dacă este ceva care să mă atragă și din ce văzusem s-ar putea să fie și acesta, da, ceva foarte cutie, dar știi cum e, poate îmi pică la mână jocul ăsta și o să încerc și poate e ceva de capul lui. Trebuie să le văd înainte exact dacă îmi plac sau nu. Tomba Special Edition, evident, nu cred că o să-l încercăm, că pare a fi ceva joc gândit exact pentru o audiență foarte, foarte tânără. Mortuary Resistant, nu l-am jucat ce drept, dar poate o să-l iau să mă joc așa pe PC cândva pe vreun stream, dar nu cred că o să facem clipuri cu el. Fields of Mystery este clar ceva joc anime. Paper Grinder este un joc ce se relansează pe console. Volgar The Viking 2 este un joc ce și acesta se relansează pe console, pentru că văd că este doar pe Xbox și PlayStation și văd că pe PC nu este notat, deci să fie doar lansat direct pe console, mă mir. Creatures of Ava mi se pare că este un joc pe care l-am mai văzut și pe care am zis că aș putea să-l încerc, părea interesant, dar rămâne de văzut totuși dacă o să-l încercăm sau nu. Evident, dacă facem rost de o cheie sau ceva, cu siguranță o să-i dăm o șansă. Cat Quest 3 este al treilea joc din seria Cat Quest, care, din ce văzusem, seria asta de jocuri este destul de populară și interesantă. Dacă facem rost de joc, cu siguranță o să-l încercăm. Deathbound este un joc ce se lansează pe 8 august, care seamănă cu Dark Souls, dar din păcate nu e atât de grozav. Chiar aseară m-am uitat la un trailer pentru jocul ăsta și părea așa foarte scuffed, cum era Mortal Shell la lansare sau un beta mai exact, chiar nu era cine știe ce. Apoi pe 8 august mai avem și Steam World Heist 2, care sincer nu știu ce vrea să fie, cred că e ceva tycoon după nume de ăsta. Uite că nu e, aparent e un strategy, dar cu siguranță nu e ceva ce
mi-aș dori neapărat să fac pe canal. Apoi avem pe 9 august The Crash House, ce se lansează doar pe PC, nu știu exact ce joc e ăsta. Oh, este acel joc în stil Insula Iubirii. Ăsta ar putea fi destul de amuzant să-l fac pe Twitch, implicând oamenii din chat, evident, și apoi să facem poate momente pe YouTube. Ăsta chiar ar putea să fie ceva destul de drăguț. Arco se lansează pe 15 august, deci avem o pauză mare rău de tot de 6 zile între jocuri, ceva ce nu am mai văzut, iar acesta este ceva foarte relaxant cu o grafică super simpatică, asemănător cu jocurile de la Annapurna Interactive, dacă le știți. Apoi, tot pe 15 august, avem jocul Errantaros Wanderings, mamă, ce denumire au și ăștia, joc anime, evident. Hunt Showdown se lansează și pe console, pe 15 august. I Am Your Beast pe PC pe 15 august, care sper să fie horror, dar din păcate nu este horror, după cum se vede, și a mai fost lansat odată, ok. Asta e dubios. Ah, nu, n-a mai fost lansat odată, îmi cer scuze, am crezut că a mai fost lansat odată, avea doar două dăți de lansare. Kena, pe de altă parte, se lansează pe Xbox, era un joc ce era doar pe PlayStation și PC. Medical Delicacy, ce se lansează pe Switch, asta este clar un joc de Switch, nu o să ne batem capul prea tare decât dacă facem rost de cod. NFL 2025, care se lansează în 2024, un joc de fotbal american ce nu ne interesează, și pe 20 august începe distracția, pentru că Black Myth: Wukong se lansează pe 20 august, abia aștept să-l joc, cred că o să dau pre-order cu 2-3 zile înainte să fiu sigur că pot să-mi pun să filmez jocul ăsta cât de devreme posibil, că nu am relații să primez vreun cod mai devreme. Pe 20 august se mai lansează și jocul Dustborn, care este ceva așa mai action-y, destul de simpatic. L-am văzut parcă în prezentările de la Xbox. Acum sper să nu greșesc, dar părea destul de făinuț din acele prezentări. Pe 21 august avem Mika in the Witch's Mountain. Ăsta era și ceva joc foarte cutie. Pe 22 avem Tactical Breach Wizard, un joc pe care l-am jucat deja. Și pe 23 august avem iarăși un joc destul de măricel, Concord, care rămâne de văzut dacă se va lansa sau nu se va lansa, ținând cont de cât de bine a fost primit în perioada de beta. Pe 26 august avem expansionul pentru World of Warcraft, The War Within, ce are ce drept Early Access pe 22 august, unde noi pe 22 o să facem un stream de 24 de ore, jucându-ne evident noul expansion din World of Warcraft. Știți foarte bine că sunt un mare fan WoW, deci era clar că o să fac ceva special pentru el. Bine, dacă nu o să rezist 24 de ore, asta rămâne de văzut, dar noi am mai făcut de-astea, n-ar fi prima dată. E o tradiție deja când se lansează câte un expansion din World of Warcraft. Core Keeper se lansează pe 27 august, sau mai bine spus se relansează, pentru că, bine, de fapt se lansează în versiunea full, nu Early Access, cum este în momentul de față. Crypt Custodian se lansează și el pe 27 august, care este altceva față de ce mă așteptam. Par drăguț din poză și poate îl și încercăm. Apoi, tot pe 29, îmi cer scuze, se lansează Emio The Smiling Man, care are Ditai numele și e un joc de Switch, deci deja îmi fac idee ce ar putea să fie. Gory The Cuddly Carnage pe 29, pare să fie ceva horror-ish, nu e, bro, după nume puteam să cred că era ceva horror, dar nu e, din păcate nu e. Gundam Breaker 4 e un joc ce se lansează pe 29 și acesta este chiar un joc destul de făinuț care ar putea să meargă pentru câteva videouri sau măcar pentru ceva stream-uri, pentru că este multiplayer și pare mișto rău de tot. Monster Jam Showdown pe 29 august, care sincer nu știu ce... Am crezut că e chiar cu monștrii, dar nu e. Era cu mașini monster truck-uri de-astea așa. Pe 29 august avem un Game of the Year aici, Squirrel with a Gun, un joc foarte simpatic ce l-am mai văzut prin diverse trailere pe net și cu siguranță vreau să-l încercăm pentru că pare amuzant rău de tot. Pe 29 august mai avem și jocul Visions of Mana, ce are deja un demo disponibil pe Steam, pe care probabil o să-l jucăm și noi zile următoare. Și ultimul joc din luna august este un joc foarte așteptat și anume Star Wars Outlaws, cu toate că de la trailer la trailer se vede că s-a degradat puțin calitatea jocului, bine, puțin mai mult, dar este ceva tipic Ubisoft. Știi cum e, dacă nu e chiar ceva mega wow, măcar e acolo, pentru că ce demn nu prea mai avut cine știe ce jocuri noi de jucat. Sincer, eu sper să fie măcar decent, să nu ne plictisească din primele 10 minute, dar
Nu cred că o să fie cazul de așa ceva. Și cam asta ar fi tot mai bun pentru jocurile din luna august. Voi ce planuri aveți să vă jucați în această lună, în afară de Black Myth Wukong? Sau bine, siguranță cred că mulți dintre voi vizați Black Myth Wukong sau poate vizați mai degrabă Star Wars Outlaws. Aici a fost Bob și nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!